Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, dragă biserică, probabil că și dumneavoastră v-ați întrebat, cum am întrebat și eu din când în când, oare cum ar fi să primim urechi și să auzim cum cântă marea? Cum laudă copacii? Eu cred că laudă. Să auzim simfonia aceea pe care o fac, de ce nu, chiar și planetele. Am cântat în seara aceasta că Dumnezeu primește laudă, primește închinare de la toate aceste elemente ale naturii. Dar eu cred că lauda și închinarea sună mai frumos din piepturile celor răscumpărați de El. De aceea zicem încă o dată și cu toată puterea, slăvit să fie Domnul! Amin. Cunoașteți și dumneavoastră proverbul, am început deja mesajul, cunoașteți și dumneavoastră proverbul care spune, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Ce vrea să spună proverbul ăsta? Bineînțeles că câteodată, doar câteodată, ne gândim că ceasul acela aduce și lucruri bune. Și adevărat, ni se întâmplă momente care depășesc în bucurie, în încântare, tot anul întreg. Dar de cele mai multe ori românul când zice nu aduce anul, când ce aduce ceasul, se referă la acele momente care schimbă radical o viață. Momentele acelea care au puterea de a transforma orice destin. Avem o mulțime de momente obișnuite, normale în viața noastră. O mulțime. Cele mai multe sunt așa. Ne trezim, ne închinăm, îmi place să cred, ne ducem la lucru, ne întoarcem de la lucru obosiți, ca a doua zi să o luăm de la capăt. Și mergem așa ani la rândul. Bineînțeles că avem promisiunile lui Dumnezeu, bineînțeles că ne bazăm viața pe credincioșia Lui, pe bunătatea Lui, despre care am cântat atât de frumos în seara asta. Dar apoi vin acele momente care schimbă totul. Pe unele dintre ele nu le dorim, nu le căutăm. Momente care dau altă culoare, uneori chiar altă turnură vieților noastre. Vin înaintea dumneavoastră în această seară să vorbim despre acele momente. Despre momentele în care realitatea acelor momente, întâlnește credința care ne însuflețește viața. Ce faci când realitatea întâlnește credința? Vreau să vă citesc din Scriptură un pasaj, cer îngăduința să fie puțin mai lung, un pasaj dramatic din istoria poporului evreu. Un moment în care, peste credința lor, a început să sufle vântul năpraznic al unei realități nedorite, neașteptate, neplăcute. Până acolo se obișnuiseră cu binele. Dumnezeu era cu ei, Dumnezeu își împlinea promisiunile, Dumnezeu era credincios. În noaptea aceea însă, o noapte care avea să hotărască destinul unei generații întregi, în noaptea aceea însă, credința a întâlnit o realitate cumplită. Iar atitudinea lor va schimba cu totul istoria lor. Ce faci când realitatea întâlnește credința? Momentul despre care vorbim îl găsim în Numeri, capitolul 13. Vom citi Sfânta Carte începând cu versetul 27 și ne vom opri târziu în capitolul 14. Este momentul în care se întorc de la iscodirea țării Canaan iscoadele pe care Moise le hotărâsă. Și iscoadele spun acea realitate. Realitatea, în primul rând, era că Dumnezeu se ținuse de cuvânt. Dumnezeu își împlinea promisiunile. Țara aceea era o țară în care curgea lapte și miere. Mai mult decât și-au dorit, mai mult decât au sperat, mai mult decât au visat. Dar avea atașată o realitate dureroasă pentru ei. Și în fața acelei realități, credința lor va face pași îndărăt. Citim din Numeri, din capitolul 13, începând cu versetul 27, pentru a da cinste cuvântului Dumnezeu, vă chem să stați în picioare împreună cu mine. Iată acest pasaj, iată acest moment dramatic din istoria poporului Israel. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis, cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiul lui Anac.
Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, ebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hitiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi mai văzut în ea pe uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei. Parcă eram ca niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja... Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce îi scodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel, și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta, și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc, dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om. Neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Domnul n-avea puterea să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da. De aceea l-a omorât în pustiu. Acum să se arate puterea Domnului mărimea ei, cum ai spus când ai zis, Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Iartă, dar, fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Și Domnul a zis, iert, cum ai cerut. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Ați întâlnit astfel de momente în viață? Momente în care n-a adus anul ce a adus ceasul? Momente în care, deși inima vi se încălzea, la gândul promisiunilor pe care Dumnezeu vi le-a făcut, deși știați despre credincioșia Lui, cântați despre bunătatea Lui, aveați cunoștință despre faptul că soarele de fiecare dată când răsare vestește că bunătatea Lui Dumnezeu se înnoiește, că îndurările Lui Dumnezeu n-au ajuns la capăt și deși toate acestea erau active în inima și în mintea dumneavoastră, realitatea era prea dureroasă. Vă dădea mari bătăi de cap și mai probleme de inimă. Ce faci când realitatea înfruntă credința?
Două întrebări în seara asta la care căutăm răspuns în Scriptură, în textul acesta. Unul, ce faci cu realitatea? Și doi, ce faci cu credința? Să le luăm pe rând. Ce faci cu realitatea? Noi nu avem o problemă cu realitatea câtă vreme realitatea ne place. Câtă vreme realitatea se înscrie în parametrii normali, câtă vreme realitatea ne face cu ochiul, câtă vreme realitatea ne zâmbește, sau cel puțin nu ne confruntă prea tare. Stă acolo cu minte în banca ei și ne urmează liniștită ca un câine credincios. Problemele noastre cu realitatea intervin când realitatea devine aspră, când realitatea devine complicată, greu de dus. O astfel de problemă cu realitatea ai în momentul în care ieși de la medic bezmetic, ai fost la al 10-lea medic, ăsta este al 10-lea, ieși și diagnosticul este același și nu-i deloc plăcut. Dintr-o dată tot peisajul vieții s-a schimbat. Atunci începi să ai o problemă cu realitatea. Ai o problemă cu realitatea în momentul în care, deși te-ai străduit să faci tot ceea ce ai știut bun de făcut, falimentul tot îți bate la ușă. Atunci ai o problemă cu realitatea. Ai o problemă cu realitatea, deși te-ai străduit să faci tot ce ai putut face pentru copilul tău, pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru părintele tău. Cu toate acestea, Domnul a hotărât altceva. Și acea realitate dură, neplăcută, care nu se dă dusă, acea realitate care a bătut într-o zi la ușa casei tale, care a intrat fără să, aproape a dat buzna peste tine, te-a trântit la pământ, s-a așezat confortabil în sufragerie și a pus picioarele pe masă și nu mai vrea să plece, ai o problemă cu această realitate. Atunci ai o problemă cu realitate. Ce faci cu astfel de realitate? Am întâlnit oameni care în fața unei realități cumplite, complicate, dureroase, au două dintre cele două variante extreme ale atitudinilor în fața realității. Sunt oameni care îmbrățișează realitatea aceea ca pe ultima realitate existentă, ca pe adevărul suprem, singurul adevăr, nimic nu mai există. Degeaba le mai spui despre promisiunile lui Dumnezeu, degeaba încerci să-i ancorezi în textul Scripturii, degeaba încerci să le ridici ochii spre cer, singura realitate este cea dureroasă și aceea este singura care există pentru ei. Și am întâlnit și la polul opus. Oameni care știam că trec printr-o realitate cumplită, dureroasă pentru ei și cu toate acestea, pentru că nu vroiau să recunoască acea realitate, întorseseră cu totul spatele realității și nu se uitau la ea, nu o băgau deloc în seamă pentru ei, deși realitatea se încăpățâna să existe. Pentru ei realitatea nu exista. Ce faci când realitatea întâlnește credința? Spun specialiștii că atunci când un om trece pe drumul acesta cumplit al unei realități dure, neplăcute, a avut parte de o pierdere, de un faliment, pierderea cuiva drag, de o problemă de sănătate, omul acela trece prin 5 stadii, spun specialiștii. Și spun că stadiile astea sunt comune tuturor oamenilor. Adică în fața unei astfel de realități și noi vom trece pe acolo. Doar le enumăr rapid. Primul stadiu este negarea. Așa ceva n-are cum să mi se întâmple. Nu mie. Altora li se poate întâmpla. Am văzut cazuri. Dar mie? Nu se poate. După ce se termină stadiul ăsta al negării, urmează stadiul furiei. Trebuie să existe cineva vinovat pentru situația în care mă aflu. Trebuie să fie cineva care a făcut ceva greșit și adeseori în stadiul furiei. Vinovații de serviciu sunt oamenii care ne sunt mai aproape. Oamenii care ne iubesc și ne slujesc mai mult decât toți ceilalți și ne revărsăm adeseori neatenți înspre ei. Ei însă ne înțeleg și ne iubesc. Suntem doar în stadiul furiei. Căutăm un vinovat. Și acest stadiu se încheie și începe negocierea. Ce să-ți dau? Ne așezăm în fața realității, care încă e în sufrageria noastră, acolo am lăsat-o. Ne așezăm în fața realității și spunem, ce să-ți dau ca să pleci? Zi. Ia o hârtie albă și notează. Orice vrei tu, sunt gata să-ți dau, numai pleacă din casa mea. Ne întâlnim câteodată prin biserică, în stadiul negocierii. Ce mai aveți de făcut la biserică? Ei săraci însă sunt doar în stadiul negocierii. Încearcă o negociere inclusiv cu Dumnezeu. Și stadiul ăsta se încheie. Și după stadiul ăsta urmează tristețea. Îi vezi prin oraș, le știi durerea, îi vezi cu fața căzută, le-a pierit orice fel de scânteie din ochi,
Totul s-a terminat, n-a rămas decât o nesfârșită tristețe. Depresie. Este penultimul stadiu. Ca omul să ajungă într-un final, în stadiul final al acceptării. Pe acolo trecem toți, spun specialiștii. Dar eu aș vrea să vă întreb în seara asta, cum ar trebui să reacționeze un creștin care are promisiunile lui Dumnezeu, care are în viața lui prezența activă a unui Dumnezeu bun, milos, îndurător, atotputernic? Cum ar trebui să reacționeze în fața realității un astfel de creștin? Ce am mai putea adăuga stadiilor ăstora normale? Ce să facă un creștin cu realitatea? Să luăm pe rând. Unu, nu ignora. Atunci când ai de-a face cu o realitate complicată, atunci când ți s-a întâmplat un lucru dificil de dus, dificil de analizat, nu-l ignora. Uitați-vă în text. Momentul în care cele 10 iscoade încep să vorbească de rău țara în care au ajuns, n-aveți niciodată, niciun măcar un moment în care Iosua și Caleb să se uite spre ei și să-i întrebe: băi, nu știu în ce țară ați fost voi. Că noi am fost în altfel de țară. Iosua și Caleb recunosc realitatea, o văd, o știu și nu o ignoră. Spun: da, realitatea este asta, țara aceea are uriași. Țara aceea are ziduri întărite, țara aceea are armată, țara aceea este pregătită să ne întâlnească și să se lupte cu noi. Recunosc că asta este realitatea. Nici măcar o secundă nu au atitudinea negării. Nu întorc spatele acelei realități încercând să o nege, să uite de ea. Nu o recunosc. Nu veți găsi în Scriptură nici măcar un verset prin care Domnul să vă îndemne să negați realitatea. Declară, mai e o teologie din asta, că nu există. Și dacă declar că nu există, nu există? De cele mai multe ori se încăpățânează să rămână acolo și să-ți zâmbească și după ce ai declarat. Sunt încă aici. Apostolul Pavel se roagă Domnului pentru țepușul care este în carne. Domnul nu-i spune: Pavel, declară că nu există, și nu există. Pavel ignoră-l, bagă-l, nu băga în seamă, nu știi tu despre ce este vorba, lasă că trece. Și Domnul îi spune doar atât: harul meu, știți versetul, îți este? Și prin asta Domnul ce zice? Unu, țepușul există. Îl văd și eu. Doi, nu pleacă. Rămâne acolo, dar trei, harul meu îți este de ajuns. Când vine o realitate complicat de dus, o realitate dificilă pentru tine, orice ai face, nu trebuie să o ignori, nu trebuie să-i întorci spatele, nu trebuie să întorci privirea de la ea, privește-o drept în față și mai uită-te la cer din când în când. Nu ignora realitatea. Și permiteți-mi să, îngăduiți-mi să vă dau două motive. Unu, nu ignora realitatea pentru că ea este cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Ea este cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Sau permiteți-mi să zic plastic treaba asta. Dumnezeu s-a așezat la șevalet. Pictează viața mea. Vă întreb, are dreptul Dumnezeu ca pe pensulă să ia culoarea neagră? Da. Da, gri. Dacă Domnul ia culoarea neagră pe pensulă, înseamnă că acea culoare nu este prinsă în planul lui Dumnezeu? Nu. Totul, tot tabloul este desenat de Dumnezeu. El strânge lacrimile mele, El știe perii capului meu, măsoară pașii mei, vieții mele de pribeag, totul este mâna sa. Și dacă totul este mâna sa, inclusiv realitatea prin care trec acum, nu-i scăpată de sub controlul lui Dumnezeu. Ea este în continuare în planul lui Dumnezeu, realitatea, dacă vreți. Este atelierul în care Dumnezeu lucrează. Slăvit să fie El pentru asta. Nu întoarce spatele realității. Pentru că tocmai acolo, prin crăpătura ușii, îl vezi pe Dumnezeu pictând. Mă înfior când ia culoarea neagră. Aș vrea să-i strig: oprește-te, îți dau eu o culoare mai potrivită. Dar Domnul are dreptul să picteze viața mea așa cum hotărăște El, pentru că ești înălțat, cântam, ești împărat, prea mărit să fie numele tău. Este cuprinsă în planul lui Dumnezeu. De aceea nu ignora realitatea. Ba mai mult, remarcați în text
un lucru, un detaliu superb. Știți de la cine pornește toată povestea asta cu frica pe care o vor dezvolta evreii pentru țara Canaan? De la Dumnezeu. Dumnezeu îi spune la un moment dat lui Moise, în capitolul 13, începutul capitolului, vreau să faci un lucru. Aș vrea să iei 12 scoade din toate semințiile, bărbați destoinici, ca să nu avem vorbe. Și trimiți pe toți în Canaan să-i scodească țara. Iar Moise le spune exact ce trebuie să vadă. Ascultați versetul 19, versetul 18. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care o locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr, vedeți cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite. De ce l-o fi spus să se uite la asta? Întrebare, nu știa Dumnezeu ce urmează să vadă? Știa? Știa. A vrut să le facă să fie teamă? Nu sună Dumnezeu. A vrut să îi întristeze? Iarăși, nu sună Dumnezeu. Dar ce a vrut? Ce făcea Dumnezeu prin asta? Stabilea scena. Iată scena. Vă dau o țară în care curge lapte și miere. Extraordinară. Dar nicăieri nu le promisese că va fi simplu. Că va fi atât de ușor încât o pot face prin puterile lor. Ci iată scena, o țară în care curge lapte și miere, cetăți și uriași. Cetăți întărite, armată pregătită. Iată scena. Iubiți frați și surori, dragă biserică, vreau să vă spun în seara asta că Dumnezeu n-are nevoie să măture scena și să devină perfectă, fără nimic de care să ne fie teamă ca Dumnezeu să facă un miracol. Ca Dumnezeu să-și ducă la împlinire planurile, ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Dumnezeu lucrează în viața noastră în mijlocul realității, pe scena pe care Dumnezeu o desemnează fiind viața noastră, preamărit să fie numele Lui. Nu are Dumnezeu nevoie de nimeni care să vină să dea la o parte uriașii ca să intervină Dumnezeu după aceea. Nu are nevoie de nimeni care să dea la o parte cetățile întărite și să intervină Dumnezeu după aceea. Realitatea aceea, tocmai aceea, așa cum era ea, era scena pe care urma să se desfășoare miracolul lui Dumnezeu. Pentru că, vreau să vă spun în seara asta, realitatea mea și realitatea dumneavoastră este fie locul lacrimilor, fie locul slavei lui Dumnezeu. Depinde la ce ne uităm. Dacă te uiți doar la lacrimi, dacă te uiți doar la realitate, la cât de cumplită e, vei vedea doar locul al lacrimilor lipsită de slava lui Dumnezeu. Dar dacă faci ceea ce l-a deranjat de fapt pe Dumnezeu cel mai tare, dacă îl pui pe Dumnezeu în calcul, vezi că realitatea ta este loc al slavei lui Dumnezeu. Și putem începe să cântăm și să zicem, ești măreț în acest loc, Domnul meu. Și care e locul? Tocmai realitatea. Tocmai realitatea. Ce să fac cu realitatea? 1. Nu ignora. Nu întoarce spatele. 2. Nu exagera. Nu exagera. Atunci când întâmpinăm o realitate potrivnică nouă, în sufletul nostru, în viața noastră, se declanșează niște mecanisme de apărare. Mecanisme care ne fac adeseori să punem peste realitate mai mult decât ea are. Să vedem în realitate ceva mai puternic, mai dur decât ea este. Știți povestea tipic românească cu acel copil pe pat cu covata care va urma să cadă? Facem tot soiul de planuri care mai prăpăstioase ca altele. În fața unei realități pe care deja am înțesat-o cu fricile noastre, cu anxietățile noastre, cu temerile noastre. Așa au făcut și ei în noaptea aceea. Au văzut realitatea și peste ea au pus propriile frici, propriile temeri. Ascultați versetul 33, cum înmulțesc ei realitatea cu fricile și temerile lor. Capitolul 13, versetul 33. Apoi am văzut în ea pe uriași, zic ei. Știți ce termen e aici? Nifilim. La sute de ani distanță, niște oameni crescuți în sclavie în Egipt, care n-au știut, n-au văzut niciodată în viața lor cu adevărat Nifilim, când se întâlnesc cu uriași și zic, ăștia sunt ce au fost în Geneza 6, Nifilimii. Erau? Mă îndoiesc. Pentru că mă trag pe mine la socoteală
și vă întreb pe dumneavoastră, nu e așa că în momentele noastre de maximă confruntare cu realitatea, temerile noastre înmulțesc adesea realitatea? Și purtăm, ne gârbovim tot mai tare, purtând o realitate care nu a fost făcută să fie așa înmulțită. Ba mai mult, nu numai că punem peste ea temerile, fricile, anxietățile noastre, oricum unei realități potrivnice le adăugăm pe toate acestea, dar și ei, parcă-s români, și noi, avem tendința să vedem doar partea goală a paharului, mai ales în fața unei astfel de realități. Ne uităm doar la ce lipsește, uitând să ne uităm și la ceea ce avem din belșug. Uitați-vă la ei. Ei recunosc în versetul 27 din capitolul 13 că țara e minunată. Recunosc că țara este așa cum Dumnezeu le-a prezentat-o. Este într-adevăr, zic ei, o țară în care curge lapte și miere și iată roadele. Dar după aceea, deci avem versetul 27 în care recunosc asta. 28, 29, 31, 32, 33, 5 versete în care înnegresc țara, în care vorbesc de rău și vorbesc doar despre lucrurile cumplite ale țării alea. Nu vi se pare o paritate nedreaptă 1 la 5? Corect ar fi fost să fie 2,5 la 2,5. Ca să avem măcar echilibru. Dacă nu, corect ar fi fost să ne uităm mai mult la ce aveau și la promisiunile lui Dumnezeu. Dar vă întreb și răspundeți fiecare dintre dumneavoastră în dreptul dumneavoastră. N-am făcut noi oare asta în mijlocul unei realități potrivnice? Ce nu ne lasă să dormim noaptea? Este doar realitatea? Sau cumva am mai adăugat acolo fricile noastre? Anxietățile noastre? Ce nu ne dă pace inimii și încredere pentru ziua de mâine? Este doar realitatea? Sau modul nostru prăpăstios de a vedea realitatea? Ce să fac cu realitatea? 1. Nu ignora. 2. Nu exagera. Și 3. Nu considera definitivă. Nu considera că gata, s-a terminat. Că și-a împlinit scopul. În noaptea aceea, evreii decid un lucru absolut nebunesc. Pentru că adeseori în fața unei realități dificile, oamenii merg în direcții nebunești. Decid, auziți la ei, vrem să ne întoarcem în Egipt. Adică? În Egipt? De unde am venit? Păi da, dar Egiptul ăla nu mai există. 1. 2. Ce ați fost voi în Egipt? Sclavi. Și ce credeți că vi se va întâmpla în Egipt acum? Vă așteaptă egiptenii cu pâine și sare la graniță. Vă întind covorul roșu până în locurile în care v-au făcut sclavi. Asta vor face. Cum adică să vrei să te întorci în Egipt, dar decid nebunește pentru că au văzut o realitate peste care oricum au pus temerile lor, peste care oricum au văzut doar părțile negative, doar părțile negre și au decizii cumplite pentru că în noaptea aceea au crezut că totul este gata. Vin înaintea noastră cu bucurie să vă spun că realitatea, ca să-și împlinească final scopul, are nevoie de o ultimă semnătură. Și știți cine are ultima semnătură peste realitatea noastră? Nu, nu-i realitatea. Nu-i medicul, nu este șeful, nu este falimentul, ci ultima semnătură peste viața noastră o are întotdeauna și o păstrează pentru sine Dumnezeu. Preamărit să fie numele Lui. Oamenii pot zice și pot să facă. Realitățile se pot struni împotriva noastră și porni împotriva noastră. Nu contează ultima decizie. O are Dumnezeu. O are Dumnezeu. Și de aceea putem să fim liniștiți, de aceea putem să avem încredere, de aceea putem să mergem mai departe cu o inimă mulțumitoare, pentru că știm că suntem în mâinile lui Dumnezeu, ne-a săpat în palmele sale, suntem ai Săi pentru totdeauna ai Săi, binecuvântat să fie numele Lui. Ce să fac cu realitatea? Când mă doare? Ce să fac cu realitatea când nu-mi place, când s-a pornit împotriva mea? Ce să fac cu realitatea? Nu ignora. Vei adăuga suferinței tale ignorând-o. Nu ignora, fă ce ține de tine.
Chiar dacă unii dintre noastre o să mă judecați pentru ce urmează să zic, noi ignora înseamnă du-te la medic. Fă tot ce ține de tine pentru a face. Noi ignora înseamnă privește-o în ochi și fă totul cu ochii la Dumnezeu. Știind că Dumnezeu are ultimul răspuns și că tu ai făcut totul. Noi ignora. Când te întorci acasă de la medic, când te întorci acasă de la bancă și banca nu ți-a dat creditul care te-ar fi salvat, când te întorci acasă de la mormântare, când te întorci acasă de la priveghi, nu exagera realitatea aceea. Nu pune peste ea temerile tale, nu îți predica în inimă că ești terminat, că nu o să te mai ridici niciodată de acolo. Au fost oameni care au trecut pe un drum mai complicat decât drumul pe care treci tu și n-au sfârșit în cămașă de forță, pentru că s-au dat mâinii celui care ne poate purta printre valuri, Dumnezeu, preamărit să fie numele Lui. Culcă-te spunându-ți inimii, Dumnezeu e în control. Chiar dacă nu vezi asta, chiar dacă nu simți asta, chiar dacă valurile au înghițit cu totul familia ta, spune-ți, Dumnezeu e încă pe tron. Nimic nu-L dă la o parte pe Dumnezeu, nimic nu-L va face pe Dumnezeu să se schimbe. Ești și astăzi un tată bun, un tată milos, preamărit să fie numele Tău, Doamne. Și nu da realității ceea ce nu are, nu o considera definitivă. Spune, mai aștept un pic. Eu mai aștept. Poate mâine Dumnezeu va schimba lucrurile. Eu mai aștept. Poate răspui mâine. Dumnezeu, singura persoană din univers care poate lua ceea ce poate fi cumplit și imposibil în ochii și mâinile altora și transforma în posibil. Mâine, poate Dumnezeu va interveni. Și ascultă-mă, și dacă mori pe patul de suferință spunându-ți, poate mâine, e mai bine așa. E mai bine așa, pentru că e semn că mori în credință. Dar nu-i da nicio secundă realității posibilitatea de a spune despre tine ultimul cuvânt. Privește-o în ochi și spune-i, și ultimul cuvânt îl are tata. Ultimul cuvânt. Îl are tata. Ce să fac cu realitatea? Nu ignora, nu exagera și nu-i da ultimul cuvânt. Dar ce să fac cu credința? Că atunci când vine o realitate din asta potrivnică asupra vieții mele, adeseori credința, în loc să se ridice ca un soldat care mă poate apăra, are tendința să se ascundă, are tendința să fugă. Ce să fac cu credința? Într-un singur cuvânt aș putea cuprinde tot ce trebuie să facem cu credința. Credința trebuie apărată. Spunea unul dintre poeții noștri, cred că Timișorean, nu ești învins cât timp credința nu ți-ai pierdut, ci nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Trebuie să-mi apăr credința. Așa că pe drumul de la spital spre casă, pe drumul de la bancă, pe drumul de la cimitir, spre casă. Una dintre grijile mele principale ar trebui să fie, Doamne, una dintre rugăciunile mele principale ar trebui să fie, Doamne, vreau să rămân în credință. Ajută-mi, Doamnul meu. Vreau să apăr credința, vreau să trăiesc în credință. Credința trebuie apărată, este pierderea din urmă. N-am voie să pierd credința. Pot pierde sănătate, pot pierde bani, pot pierde relații, dar credința n-am voie să o pierd. Și ce să fac ca să o apăr? Practic, ce am de făcut cu credința atunci când vreau să o apăr? 1. Hrănește-o prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să o aperi, dacă ți este dragă credința, dacă nu vrei să trăiești ca un om fără credință, trebuie să hrănești credința aceea, să o hrănești prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai citit Biblia până atunci de 2 ori pe zi, câte 5 minute, atunci trăiești cu Biblia constant, în urechi, pe drum, acasă, peste tot, pentru că ești într-un moment în care credința ta suferă și trebuie să o hrănești. Și singura hrană potrivită pentru credință este cuvântul lui Dumnezeu. Când vine focul ăsta care arde, focul unei realități potrivnice, focul acesta, vă spun cu toată seriozitatea, va arde toate nădejdile noastre înșelătoare.
Primele care se duc sunt nădejdile înșelătoare. Ni le-am luat din cântece, ni le-am luat din teologie populară, ni le-am luat din vorba unei mătuși, ni le-am luat din vorbele de pe stradă. Nu contează de unde ne-am luat nădejdile noastre înșelătoare. Când vine realitatea, realitatea le arde pe toate instant. Ele oricum sunt foc de paie. Ce rămâne însă este doar ce zidit pe cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să-mi hrănesc în mod constant, cu intenție. Nu-mi va veni să o fac, va trebui să strâng din dinți ca să o fac, dar trebuie să-mi hrănesc în mod constant credința din inimă prin cuvântul lui Dumnezeu. Și voi deschide cuvântul lui Dumnezeu și s-ar putea să aflu că deși am trăit cu sentimentul că Dumnezeu vindecă de fiecare dată, s-ar putea să aflu că Dumnezeu nu-mi promite vindecare, dar îmi promite prezența sa nemijlocită. Voi deschide cuvântul lui Dumnezeu și deși am trăit cu teologia că Dumnezeu mă va face om bogat, deschizând cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să aflu că nu e adevărat. Dumnezeu nu s-a legat să mă ferească de faliment, dar s-a legat să-mi dea pâinea necesară zi de zi. Credința se zidește pe cuvântul lui Dumnezeu și zidind-o pe cuvântul lui Dumnezeu, credința aceea ne va deschide ochii asupra realității, credința aceea va deveni un vehicul care ne va purta către Dumnezeu, îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este. Iubiți frați și surori, atunci când aveți de-a face cu o realitate potrivnică, vă conjur în numele Domnului Hristos, deschideți Biblia, citiți Biblia, iubiți Sfânta Scriptură, lăsați-vă hrăniți din Sfânta Scriptură, numai credințele de acolo rezistă în fața realității și zic, Doamne ajută, și toată biserica zice, amin, amin, amin. Ce să fac cu credința? Trebuie să o apăr. Cum? Trebuie să o hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu. 2. Trebuie să o ancorez în minunile trecutului. Când vine o realitate potrivnică, și aici inima mea se înduieșează pentru că de atâtea ori am trecut pe drumul ăsta. Când vine o realitate potrivnică, aș vrea să vă spun că noi nu suntem oamenii nimănui în fața unei realități ca un tsunami. Istoria noastră e istorie bogată. Ea se înalță până în creștetul dealului Golgotei. Acolo Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Acolo Hristos ne-a cumpărat cu un preț. Acolo Hristos ne-a răscumpărat și ne-a făcut copii de Dumnezeu. În fața unei realități potrivnice, noi suntem copiii lui Dumnezeu și venim cu o istorie bogată, o istorie a umblării cu Dumnezeu. Și atunci când am de-a face cu astfel de realitate, ce trebuie să fac este ce n-au făcut evreii în noaptea aceea. Știți ce n-au făcut? N-au celebrat. Promisiunile lui Dumnezeu se împlinea. Dumnezeu se ținuse de promisiune. În noaptea aceea trebuiau să celebreze. Și dacă știe cineva să celebreze, evreii sunt printre cei puțini care știu să o facă. Trebuiau să încingă o adunare de sărbătoare și, în schimb, i-au încins o adunare de jale. Trebuiau să celebreze bunătatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu se ține de cuvânt, faptul că Dumnezeu este aproape, faptul că Dumnezeu își împlinește promisiunile. Și în loc să facă asta, și asta le-a decis viitorul. O generație întreagă, generația aceea, va muri în pustiu. În loc să facă asta, au încins o adunare de jale. Deci ce trebuie să facem noi? Invers. Ce n-au făcut ei? Și cum adică? Permiteți-mi să vă spun practic și plastic asta. Deci luați telefonul, dacă sunteți părinții care trec, părinții unor copii mari care trec pe drumul ăsta, sau dacă sunteți copii, luați telefonul și pe grupul ăla de WhatsApp al familiei, spuneți așa, noi nu putem rezista fără închinare. Drumul e atât de nevoios de aici încolo, încât fără închinare, cum zicea soția lui Tim Keller în perioada după ce au căzut în regemene, când soțul i-a fost diagnosticat cu cancer și ea cu o boală genetică, i-a zis, dacă nu ne rugăm împreună în fiecare seară, eu nu rezist. Eu nu rezist. Scrieți pe grupul de WhatsApp așa, dacă nu ne vom închina împreună, eu nu rezist. Noi nu rezistăm. Tata și mama vă cheamă miercuri la ei acasă, la o seară de închinare. Și miercuri, după ce stați la masă, mergeți în sufragerie și ziceți așa copiilor, în seara asta, voi știți necazul care ne-a lovit.
În seara asta nu vrem să vorbim deloc despre El. În seara asta tata și mama vrea să vă povestească ce a făcut Dumnezeu pentru noi până aici. Vreau să ne aducem aminte de toate pietrele de aducere aminte pe care le are familia noastră. Și vreau să vă întreb, avem pietre de aducere aminte? Avem momente în care Dumnezeu ne-a ridicat, ne-a salvat din fața unei realități, trebuie să ne ducem să le vizităm pe toate. Să stăm în preajma copiilor noștri, a rudelor noastre și să spunem despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Remarcați în text ce-L supără de fapt pe Dumnezeu. Nu-L supără că au plâns, nu-L supără că s-au uitat la lucrurile alea și li s-a făcut teamă, ci-L supără un singur lucru, că nu L-au băgat în seamă, că nu L-au pus la socoteală. Și asta trebuie să facem noi, să-L punem pe Dumnezeu la socoteală. Să-L punem la socoteala realității, să-L punem la socoteala durerii prin care trecem, să-L punem la socoteala lucrurilor cu care ne zbatem, să-L punem pe Dumnezeu la socoteală. Să ne aducem aminte, remarcați ce zice Dumnezeu, până când nu vor crede în mine cu toate minunile care erau scopul minunilor, să creadă în El. Să ne aducem aminte de tot ce a făcut Dumnezeu. Și acolo, în seara aceea închinării, poate că împreună cu copiii veți începe să cântați. Așa de bine se include cântarea în închinarea momentele dificile. Veți începe să cântați. Mă încred, știți cântarea? Mă încred în El. O puteți fredona. Mă încred în El. Orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea. Fie ce-o vii în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit. Cântarea va hrăni credința dumneavoastră. Cântarea vă va ridica. Cântarea vă va ancora ochii de cerul lui Dumnezeu. Cântarea vă va da șansa să vedeți, să-L puneți pe Dumnezeu la socoteală. Ce să fac cu credința? Trebuie să o aperi. Trebuie să o apăr. Cum poți să o apăr? Citind cuvântul lui Dumnezeu, ancorându-te, ducându-te înapoi în minunile trecutului. Și închei cu trei. După ce s-a terminat seara de închinare, te poți duce în cămăruța ta și să începi un dialog cu Dumnezeu, cum a avut Moise aici un dialog. Ciudat dialog are Moise cu Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, îi distrug și din tine fac un neam mare. Și Moise zice, nu se poate. Dumnezeu Moise. Și Moise zice, nu se poate. Și Dumnezeu îl ascultă pe Moise. Și la un moment dat, Moise zice lui Dumnezeu, aș vrea să-ți aduc aminte ceva. Uitase Dumnezeu? Uită Dumnezeu? Nu. Dar Moise, care fusese în pragul uciderii cu pietre, avea nevoie să-și aducă aminte de asta. Și începe să-i spună lui Dumnezeu, aș vrea să-ți aduc aminte cum ești tu? Iată cum ești. Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Atunci când vine o încercare peste viața ta, după ce ți-ai hrănit credința din cuvântul lui Dumnezeu, după ce ți-ai adus aminte de toate miracolele pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta, du-te în cămăruța ta și stai de vorbă cu Dumnezeu și zi doar atât. În încercarea asta, eu vreau să te rog un singur lucru. Vreau să rămâi același. Asta îi spune, de fapt, Moise lui Dumnezeu. Vreau, te rog, am disperată nevoie să rămâi același. Să nu te schimbi, Doamne. Ai fost atât de bun cu mine până aici. Te rog să rămâi același. M-ai salvat de atâtea ori până aici. Te rog, Doamne, să rămâi același. Și Cel care este ieri și azi și în veci, același va rămâne. Aveți încredere în Dumnezeu. Aveți încredere în Dumnezeu. Spuneți lui Dumnezeu, nu vreau să te schimbi. Mi-am bazat viața pe caracterul tău. Mi-am bazat viața pe cine ești tu cu adevărat. Vreau, Doamne, să rămâi același. Cum se depășește un astfel de moment? Când realitatea întâlnește credință.
când peste viața mea sau peste viața ta a început să bată vântul necruțător a unei realități cumplite. 1. Trebuie să ai curaj să faci asta, dar trebuie să o faci. Trebuie să privești realitatea în față. Nu te ascunde de ea. Nu o da la spatele tău, privește-o așa cum este, aducându-ți aminte de fiecare dată de cuvântul lui Dumnezeu. Nu exagera. Ascultă-mă. Oricum este prea greu de purtat. De ce să-ți faci asta inimii tale? Să mai pui peste ea temerile tale, gândurile tale negre, planurile tale și felul în care vezi tu propăstios realitatea. Nu exagera și nu-i da ultimul cuvânt. Și ținta ta să fie credința. Hrănește-ți credința. Ancorează-o în minunile trecutului. Bat vânturi puternice. Credința trebuie să stea în picioare și ca să stea în picioare trebuie să o prinzi de ceva. Prinde-o de tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și apoi spune lui Dumnezeu: eu știu cine ești tu. Vreau să rămâi același. Același Dumnezeu bun și îndurător. Aș vrea să cântăm o cântare. Putem cânta o cântare? Aș vrea să cântăm o cântare. Și apoi fiecare dintre noi, eu nu știu etapa prin care treceți dumneavoastră, dar ce știu cu siguranță este următorul lucru. Viața fiecăruia dintre dumneavoastră poate deveni dificilă. Peste noi, câteodată apare și acest tip de realitate care înfruntă credința. Pentru momentele acelea aș vrea, în următoarea cântare și rugăciune, să facem o declarație de credință. Vrem să declarăm împreună, în seara asta, că vom rămâne în picioare, că nu ne vom lăsa plecați în fața realității, ci că vom face ceea ce Dumnezeu recomandă aici. Vom stabili o seară a închinării și vom sta în preajma lui Dumnezeu, punându-L pe Dumnezeu la socoteală. Vrei să-L pui pe Dumnezeu la socoteală? Vrei să-L aduci să vadă viața ta și în fiecare aspect al vieții tale să incluzi ideea aceasta măreață, adevărul acesta extraordinar că Dumnezeu este prezent, că lui Dumnezeu îi pasă, că Dumnezeu este alături de tine? Pune-L pe Dumnezeu la socoteală. Uită-te la toate minunile pe care le-ai trăit până aici. Toate. Strigă. În momentele în care realitatea încearcă să te doboare, toate minunile acelea strigă spre tine. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te-a lăsat, nu te-a părăsit. Ai încredere în Dumnezeu. Pune-L pe Dumnezeu la socoteală. Haideți să ne ridicăm în picioare. Stăm înaintea Lui. Declarăm înaintea Lui că îl vom pune la socoteală. Luăm această decizie în momentele noastre bune, ca să o putem face în momentele noastre dificile. Cântăm cu toții, declarând înaintea lui Dumnezeu.